Începând cu ora 13 la Muzeul Județean Argeș va avea loc expoziția temporară Consonanțe istorice ruso-române, centenarul vizitei împăratului Nicolae al II-lea la Constanța. Expoziția reunește un set important de documente inedite provenite din colecțiile mai multor instituții rusești partenere, Arhiva Rusă de Stat a documentelor cinematografice și foto. La vernisare o să participe doamna Natalia Mujenicova, atașatul cultural al Rusiei, și de asemenea avem două invitații de la București care ne onorează cu prezență. Este vorba de domnul profesor universitar dr. Radu Ștefan Vergati din partea Academiei Oamenilor de Știință a României și domnul Vasile Buga, care este profesor universitar doctor și cel care coordonează Centrul de Studii Ruse și Sovietice Florin Constantiniu din București. Avem 60 de panouri care ilustrează vizita țarului Nicolae al II-lea la Constanța. Pe lângă fotografiile ce ilustrează aspecte ale vizitei țarului și a familiei sale la Constanța, vor fi expuse și imagini de la vizita regelui Carol I și a principelui Ferdinand în Rusia în iulie 1898, precum și de la vizita lui Petersburg a principelui Ferdinand și a principesei Maria însoțiți de principele Carol în martie 1914. Muzeul Național de Istorie a României va prezenta publicului Ordinul Crucea Sfântului Andrei, conferit regelui Carol I, precum și medalie mise în 1914 pentru a comemora vizita țarului Nicolae al II-lea. Expoziția va rămâne deschisă publicului în perioada 19 februarie-19 martie și poate fi vizitată de miercuri până duminică în intervalul orar 9-17. Tot mâine, de la ora 2, este și un simpozion Asociația Profesorilor de Religie din Argeș, organizează la Muzeul Județean Argeș și sala Amfiteatru un simpozion dedicat lui Constantin Brâncuș, sculptorul român, pentru că mâine se împlinesc 140 de ani de la nașterea acestuia la Hobița în județul Gorj și, așa cum bine cunoașteți, Institutul Cultural Român și Ministerul Culturii au decretat anul 2016 anul Constantin Brâncuș.